Superliga vă este prezentată de Superbet. Continuă, însă nu prea are pe unde să pătrundă, până la urmă îi trimite lui Cololo. Minge scoasă pentru Păună și așează pentru șut! Oh, ce frumoasă execuție! Puțin pe lângă poartă! Cea mai frumoasă fază a acestei prime reprize și cea mai importantă ocazie în același timp. Revedem șutul lui Păun, foarte, foarte aproape, foarte aproape. Ce ajunge acolo în față e destul de periculos. Să vedem cât de periculos poate să fie Bubenza acum, izolat. Bubenza lasă în spate pentru Petrila. Șut interesant al lui Claudiu Petrila. Mingea trece cam la jumătate de metru pe lângă poarta lui Otto Hindrich. Claudiu Petrila, spuneam, trei titluri câștigate cu CFR. Minge scoasă pentru Clinton Ingi la marginea careului. Șutul lui Ona! O traiectorie interesantă! Șut bun, spun eu, din acea poziție. Execută Christensen. Respinge Ilie, doar până la Bubenza. Cred că e gol. Cred că mingea a intrat în poartă. Cel puțin așa mi s-a părut din poziția în care am văzut eu faza. Tușierul bine plasat de altfel. Ia să vedem. Pare unghiul perfect pentru această reluare. No. Scapă CFR, decizie foarte bună a asistentului. A văzut bine, era și bine plasat. Corenița execută, CFR aduce din nou 6 jucători în careul advers. Vine centrarea respinsă pe spate! Și se trezește Matei Ilie cu mingea pe lat, pe lângă poartă. Foarte aproape, nu? A trecut această minge. De meci. Șutul sau centrarea șutată a lui Mogos și apoi gol! Fică! Unul la 0 pentru CFR din minutul 81. Fică prinde perfect această minge pe șiret. Tocmai ce spuneam ceva mai devreme, CFR este o expertă a finalurilor de meci. Și tot de la Mogos, tot cumva de la Mogos, de la acel șut, Fică prinde mingea învârtită, iată, îi sare perfect și din acea săritură vine și tăria acestui șut. Zigrist, îngerul păzitor al porții Rapidului, nu reușește să salveze această fază. 1-0 așadar pentru CFR. Bob trece frumos de Artean, pasa din prima, apoi pentru Christensen. Se întoarce, n-are însă cu cine să continue mingea, ricoșează la rare și Pop, să vedem pasa, gol! Burmaz! 1-1, minutul 90. Rapid egalează. Iată două rezerve abia introduse pe teren. Rareș Pop cu pasa și Burmaz cu finalizarea.
nu este Borza, îmi cer scuze, nu Rareș Pop. Borza este cel care pasează decisiv. Foarte bine trece acolo Borza și Burmaz urmărește. Cinci minute suplimentare.